nu putem vorbi de o sancțiune pentru cei care își desfășoară, aleg să-și desfășoare activitatea după vârsta de pensionare, cumulând pensia cu salariu. Deci, ca să înțeleagă toată lumea, pentru cei care lucrează un număr de ani mai mare de 25, da, primesc la calculul pensiei niște puncte de stabilitate. Aceste puncte de stabilitate sunt în creștere de la al 26-lea an până, eu știu, cât poate să lucreze fiecare. Astfel, pentru primii 5 ani, adică de la 26 la 30, se primește în plus, se primesc în punct 0,5 puncte pentru fiecare an. De la 31 la 35 se primesc 0,75 puncte pentru fiecare an, iar pentru fiecare an lucrat peste 35 se primește câte un punct. Dar aceste puncte se primesc numai în condițiile în care nu se cumulează pensia cu salariu. De aici, probabil că a apărut această discuție cu penalizarea celor care doresc să lucreze mai mult. Nu. Pentru anii respectivi se calculează punctaj cum prevede legea, adică prin raportarea salariului, venitului de care a beneficiat fiecare în luna respectivă, la salariul mediu brut pe economie prognozat. Deci, practic, nu este o penalizare, este o condiție pentru acordarea punctelor suplimentare de, așa, aceea de a nu cumula pensia cu salariul.